Vremea mohorâtă este pe cale să ne lase în pace. De câteva zile bune nu am mai văzut razele soarelui, dar situația se va schimba în curând. Până spre sfârșitul săptămânii, norii se vor risipi încetul cu încetul și vom avea ocazia să ne bucurăm de vreme frumoasă chiar de 1 martie și în toată săptămâna viitoare. Umiditatea rămâne în atmosferă, iar vântul va sufla din est-nord-est cu viteză medie de 17 km pe oră. Sunt așteptate temperaturi în jurul valorii de 13 grade Celsius. Vremea va fi închisă, temperaturile vor crește ușor, dar nu foarte mult, până la maxim de 6 grade și minime în jur de 0-1 grad. Apoi de miercuri, de joi, vineri, vremea se va îmbunătăți, aspectul vremii va fi mai cald, valorile termice vor crește în jur de 10-11 grade și cele minime în jur de 2-3 grade. Deși cu o floare nu se face primăvară, este posibil ca precipitațiile să-și facă apariția din când în când, iar în a doua jumătate a lunii martie, norii se vor întoarce și vor fi șanse de precipitații.